Acest vlog este primul dintr-o serie de prezentări ale produselor stupului. Astăzi vă prezint cum fac albinele miere. Vă reamintesc că dacă v-au plăcut filmulețele anterioare și considerați că filmulețele acestea sunt utile, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Puteți da un like la filmulețul acesta, puteți să vă abonați la canalul meu dacă nu sunteți abonat, apăsând butonul de abonare sau subscribe, puteți apăsa clopoțelul de lângă pentru a primi de fiecare dată când mai postez ceva nou în științare. E important pentru mine să am feedback că munca mea nu este în zadar și filmulețele acestea vă plac. Albinele se hrănesc cu nectarul florilor ca sursă de energie grație conținutului de zaharul și polen ca sursă de proteină, folosit mai mult la hrănirea larvelor, activitate ce se soldează cu polenizarea florilor și în unele cazuri producerea mierii și a cerii. Albinele sunt răspândite pe întreg globul, făcând excepție cele mai înalte altitudini, regiunile polare și unele mici insule oceanice. Mai mare diversitate de albine se găsește în regiunile calde, aride sau semi-aride, America de Sud și Mexic. Mierea este un produs apicol, obținut prin transformarea și prelucrarea nectarului de către albine. Acestea depozitează în celulele fagurilor pentru a constitui hrana populației din stup. Obținerea mierii este scopul principal al apiculturii din prezent și din trecut. Conform statisticilor, producția anuală mondială de miere în 2005 a fost de 1,4 milioane de tone. Mierea de albine a fost prima substanță dulce folosită de om, fiind prețuită în special de preoți în cadrul diverselor ritualuri. Există suficiente mărturii că în civilizațiile antice, mierea era folosită printre altele la prepararea unei băuturi alcoolice la care se adaugă polen și levuri din faguri. Însă cele mai vechi documente referitoare la miere sunt două fragmente scrise în limba sumeriană. De la egipteni au rămas mărturii privind modul de recoltare și folosirea mierii. Babilonienii și diferitele civilizații străvechi din India și China utilizau mierea atât ca medicament, cât și la ritualuri ceremoniale. În Vechiul Testament găsim scris miere de peste 60 de ori. În Grecia antică s-a scris mult despre producerea de miere. Hipocrate recomanda mierea pentru vindecarea unor afecțiuni gastrointestinale, renale, respiratorii și pentru tratamentul plăcilor. Pliniu indica mierea în asocierea cu untură de pește la tratarea rănilor infectate. Musulmanii foloseau mierea ca un leac bun pentru orice boală. Folosirea mierii în alimentație, ca hrană, băutură, conservant, în medicină, a fost în continuă creștere până la descoperirea zahărului din trestie și sfeche. În anul 1871 a fost descoperită invertaza, o enzimă care grăbește conversia zahărului în glucoză și fructoză. Mierea se clasifică după mai multe criterii. După proveniență, poate fi miere de flori, florală, provenită prin prelucrarea nectarului și polenului cules de albine din flori, din florile plantelor melifere, miere de mană, extraflorală, provenită de pe alte părți ale plantei. În afară de flori, poate fi și de origine animală sau vegetală. După speciile de plante melifere de la care albinele au adunat nectarul, mierea poate fi miere monofloră, provenită integral sau în mare parte din nectarul florilor unei singure specii, salcâm, pei, floarea soarelui, mentă. Miere polifloră, provenită din prelucrarea unui amestec de nectar de la florile mai multor specii de plante. După modul de obținere, în faguri, scursă liber din faguri, extrasă cu ajutorul centrifugii, obținută prin presarea fagurilor, topită. După consistență poate fi lichidă sau cristalizată. După culoare, incoloră, galben deschisă, aurie, verzuie, brună sau roșcată. După aromă, diversele soiuri de miere se apreciază prin miros și degustare, indicându-se denumirea speciei de plante din care provine. La clasificare se mai poate lua în considerare și compoziția chimică, puritatea, puterea calorică. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să dați un like, share și subscribe.
Eu sunt Ovidiu și până data viitoare, numai bine!